Dar ce să vă doriți? Să ziceți că pâine și sare. Ce bună e. Mi-ați venit, domnul Memure, ce faceți? Bună ziua și bine v-am găsit la Florin Moldova, orașul pe care se pare că eu îl îndrăgesc, mai ales că m-am deplasat aici de mai multe ori și în cadrul primăriei, unde am reușit cu ajutorul autorităților să acordăm titlul de cetățean de onoare unui domn profesor dramaturg Viorel Sabin, pe care bănesc că știți, a fost director de Casa de Cultură aici. De asemenea, au fost și alte probleme de natură, să spunem, organizatorică, și autoritățile, domnul primar, viceprimar de atunci, deci am asistat la ședință de Consiliu, au fost deosebit de primitori și raportat la cultură oameni care înțeleg cultura și o prețuiesc. De asemenea, mă bucur că suntem aici să lansăm o carte. Este o sărbătoare pentru noi toți, lansarea unei cărți. Ascultam pe academicianul Eugen Simion și la întrebarea reporterului: cu ce veniți pentru centenar? Domnul academician a răspuns: venim cu niște cărți noi, cu niște ediții noi, pentru Arghezi, pentru Sadoveanu și pentru alți scriitori pe care nu pot să-i înșir acum, dar în orice caz, ediții complete și excepționale pentru acum și pentru generația viitoare, mai ales că unii scriitori de primă mărime au fost lăsați cumva deoparte sau mai puțin studiați, așa cum foarte bine știți și pe la istorie, că prin planul a fost luat de Andreea Iesca în detrimentul lui Ștefan cel Mare. Eu cel puțin am văzut pe pagină chestiunea asta și am rămas oarecum surprins. Dar astea sunt timpurile, astea sunt vremurile și tot ceea ce încercăm noi să facem prin cultură nu este altceva decât rezistența unui neam, a punerii în valoare a limbii române și a românismului la modul general și nu numai declarativ, ci iată, prin fapte, prin contribuții, așa cum putem. Am fost chemați aici, invitați de părintele Ilie, un om deosebit, care, după cum știți, conduce și o revistă, Izvorul numărul 1, revistă care este cunoscută ca și cea care se face la Târgu Ocna, Sarea Pământului, condusă de părintele Roncea. Cred că este un lucru excepțional că părinții au încercat să țină și ei steagul sus alături de învățământ care a început să se lase, scuzați expresia, pe tânjară. Dar știu să nu-i vină calului, nici a potcovarului, mai departe cunoașteți cântecul și n-are rost să mergem pe această idee. Cum spuneam, la rugămintea părintelui, deci am venit să facem această prezentare de carte. Aș începe cu un lucru.
Având în vedere și vârsta autoarei, se știe că, în principiu, poezia începe cam pe la vârsta de 16 ani. Deci cel care are afectivitate, care este atras, aplicat spre așa ceva, compune, începând cam cu această vârstă, 16-18 ani și așa mai departe. Dar s-a demonstrat, cel puțin în ultima perioadă, că noi românii avem ceva de spus și oameni la 50, la 60, la 70 și chiar 80 și de ani, după câte știți dumneavoastră de la televizor, au multe de spus și de completat. Probabil că perioada de până în 89 a fost cea care i-a mutilat sufletește și n-a putut și nu s-a putut, nu s-a voit, nu s-a dorit, nu știam să se scrie cărți. Așteptam numai de sus, numai de la București, numai acolo se edita. Iată că acum lucrul acesta este aproape comun și putem să ne bucurăm de editare în pofida faptului că aparatele moderne, calculatorul, telefonul, performante amândouă, dau prin internet foarte multe informații. Ceea ce nu se știe sau ceea ce nu vrea să se înțeleagă este faptul că acestea te informează pentru un moment și informația nu este completă. Este de datoria fiecăruia și probabil că ar fi fost bine să mai fie și niște copilași pe aici, dar probabil că vor fi, este faptul că tu singur îți faci cultura, citind. Nu știu câte cărți de valoare poți citi pe internet. Dar o carte o citești, o închizi, te duci, îți mai faci cine știe ce trebuie, îți mai faci, revii, o pui în raft, ți-aduce aminte, o iei, o deschizi din nou și astfel îți faci cultura. Deci este pe de o parte. Pe de altă parte, închipuiți-vă gramofonul, închipuiți-vă patefonul, închipuiți-vă celălalt mijloc care vine după patefon, picăpunul, dar și mai era celălalt, magnetofonul, scuzați, așa, la care ascultam foarte multe melodii, dansam și așa mai departe. Dar câți mai au aceste aparate? Câți mai au aceste înregistrări? S-au demagnetizat, s-au stricat acele plăci de policromie, de vinil și așa mai departe. Ori cartea, odată lansată, se poate găsi acasă, se poate găsi într-o bibliotecă, două, trei, în Biblioteca Națională, că de-aia dacă produceați pe fiecare scrie acolo codul Bibliotecii Naționale, se pot găsi în mai multe biblioteci și iată că, prin absurd, dacă se distruge una din el motive, poate să rămână peste timp. Și apoi, vedeți dumneavoastră, n-am avut această cultură. Uitați-vă în Biblie și nu numai. Sfântul Cutare, că la anul Cutare a fost ales, a făcut de la acolo. Câți din moșii și strămoșii noștri au rămas în istorie? Pe de o parte. Pe de altă parte, am carte, deci le pot demonstra, și din Franța, și din Italia, și o carte cumpărată recent de la o tarabă. Domnul este pe aici, care aducea cărțile, și pe la mine, pe la școală. Istoria secolului al XX-lea, mare bine, ca totodată și mai departe, și când am pus o deschid imediat, dacă e istoria, hai să mă duc la 1909, Aurel Blaicu, nimic. Noi nu suntem, n-am fost acolo, nu se vrea să fim, chiar dacă am fost și în primul război mondial și așa mai departe. Și iată, de aceea țin eu, și probabil și dumneavoastră, la cărți, la scris. Pentru ca urmașii noștri să știe cine
ce a fost, cum a fost. În principiu, știm, dar vedeți, nu toate se dau sau se dau mai puțin voit așa cum trebuie. Nu am cunoscut pe autoare decât în acest moment, nici pe cea care a descoperit-o, doamna Cornea. Am văzut că dumneavoastră ei a cochetat cu versuri pe internet, a făcut parte din clubul literar român de la Roma, dacă nu bine. Cernacul literar de la Roma. Și, iată, s-a retras pentru un moment, probabil, nu știu, sau poate definitiv, cu vrea domnia sa, la Slănic. Deși, am înțeles că este din altă parte, altă zonă, altă domeni, dar asta nu ne împiedică ca aici să lansăm această carte. Pentru început să prezint și pe cei care suntem la masă. Este vorba de doamna profesoară Mariana Bendu, președinta Asociației Discuția Ideii Craunești, cu foarte multe rezultate, foarte, foarte inimoasă și încearcă să facă cât se poate de mult. Eu, având o anumită problemă, nu am fost, să spunem, de la început fondator, deși aproape fondator, dar suntem separați oricum, nu are importanța asta. Nu m-am prezentat și mă prezint acum ca să fie în ordine, pe doamna o lăsă să se prezinte atunci. V-am dragul, Ionica. Așa. Mariana Cornea. Sub semnatul profesor Ștefan Iepure, de la Onești, doamna profesoară Elena Dinamitroiu, de la Liceul Dimitrie Cartemir, pe părintele Ilie cunoașteți și pe dumneavoastră ne cunoaștem reciproc. Aș începe cu doamna profesoară. Am înțeles că a lecturat probabil ceva și câteva cuvinte poate să spună domnia sa. Nu se aude cu microfonul? Da. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru că mi-ați creat această posibilitate de a fi lângă dumneavoastră. Îi mulțumesc doamnei poete Ionica Van Drabur pentru acest minunat prilej de a împărtăși și de a împărți emoții și trăiri. Încep prin a vă preciza că pe lângă faptul că sunt profesor și președinte fondator unei asociații, mai am și prost obicei de a fi scriitor, membru al Ligii Scriitorilor Români, membru al Ligii, al Uniunii Scriitorilor Europeni din România și Moldova, că mai sunt membru al Uniunii Compozitorilor și mai am și alte funcții pe care le-am să le șir aici, dar din nefericire sunt și președinte fondator al Asociației Expresia Ideii, unde domnul profesor Iepure nu a fost fondator, a participat la activitățile noastre și mulțumesc. Da, se mai întâmplă. Dar e bine ca lumea să fie lămurită câteodată cu niște lucruri. Pe doamna Ionica Van Drabur am cunoscut-o virtual. E prima oară când ne vedem față, nu, e a doua oară când ne vedem față în față. Pentru că dumnea ei publică și pe internet, publică și în diverse grupuri, pe diverse site-uri literare, pe lângă clubul de la Roma. Și iată că a ajuns la un moment dat și într-un grup Facebook care se numește Expresia, Revista Expresia Ideii, o revistă care apare și trimestrial pe hârtie și unde dumnea ei va fi publicată foarte curând în numărul care urmează. Mi-a plăcut foarte mult poezia dumnea ei, am comentat, s-a cimentat o frumoasă prietenie și sperăm să o dezvoltăm în viitor. Ceea ce pot să vă spun este că am lecturat cu mare drag poezia dumnea ei, cartea dumnea ei, una din cele două cărți, și anume Minutele Condamnă, o carte apărută la editura Lirigraf și
mi-a plăcut foarte, foarte mult și vreau să vă recomand și dumneavoastră. Am pus pe hârtie câteva lucruri, s-ar putea spune foarte multe despre această carte, există numeroase și diverse motive și care apar în această carte, ar putea fiecare dezvoltat separat și deja am văzut că și părintele s-a ocupat de ceva în prefață, doamna a mai scris câte ceva și probabil că va mai spune câte ceva. Sunt foarte multe lucruri. Am vrut să vin așa cu expresie ideea mai obișnuit oameni cu ceva inedit și eu am pregătit pentru dumneavoastră numărul 3. Întreg volumul poetei Ionica Bandravur este o zbatere, o luptă între cer și pământ, între profan și divin, o dorință de depășire a propriei condiții care s-a redus la început la cifra 3. Cel de-al treilea copil al mamei sale și începuse cartea cu mulțumire adresată și începe cartea cu mulțumire adresată celei care i-a dat viață. Mulțumesc, mamă, și sărut mâna pentru frumoasa poveste adevărată. Ce prefață ar fi putut fi mai binevenită pentru o carte autobiografică ce cuprinde în paginile ei destinul poetei? Cifra 3 nu este o cifră ca oricare și cred sincer că nu este nici cifra întâmplătoare în cazul Ionicăi Bandravur, pentru că divinitatea în Trinitate a binecuvântat-o din plin, nu doar cu necazuri, ci și vărsând în ea talentul creator, harul poetic. Așa cum spune și Cartea Cărților, Dumnezeu îi ceartă doar pe cei pe care îi iubește. Chiar dacă susține în primul său poem că nu știe cine este și rătăcește îndelung prin lumea singurată, citesc, spune când, unde s-a născut singurătatea, mă simt val, în unde, piatra mi-e greutatea, ea nu este niciodată singură în realitate, pentru că niciodată creatorul nu își abandonează creația sa. Iar numărul 3 nu este, prin el însuși, singular. De aceea, probabil că simte subconștient nevoia să se roage la tot ce întâlnește. Astfel că volumul Minutele condamnă ar putea fi considerat și o călătorie introspectivă, dar și inițiatică, în căutarea sinelui și a Dumnezeirii, care, așa cum spunea și poetul Arghezi în testamentul său, se găsește ca bobul de grâu în fiecare dintre oameni. De aceea și poeta se întreabă, nu știu cine sunt, dacă bobul de grâu, sau nu știu cine sunt, da? Dacă bobul de grâu germinând, dacă sunt bobul de grâu germinând, scuze. Și Minutele condamnă este o carte testament poetic, o carte ce transmite prin experiențele de viață greu încercate de autoare un mesaj optimist în cele din urmă, că viața merită trăită din plin, pentru că tot timpul există un loc, un loc de mai bine, există posibilitatea unei înălțări și iarăși soarele va rătăci, va răsări, zice poeta, pe unde zvoile înguste, covor de mușchi va zugrăvi pe pietre gri și reci pe cruste. Poeta recomandă visul ca pe un fericit experiment de viață, citesc, dacă nu visai, nu se întâmpla, dar și ca pe o posibilă modalitate de progres personal, rod al căutărilor. Are și o poezie la un moment dat foarte frumoasă, cu referire la toată devenirea poporului român, la viața rurală, să-ți povestesc ce am visat. Mi-a plăcut foarte mult această poezie, dar n-aș vrea acum să o citesc, pentru că aș reține mult timp. Vă invit să o lecturați noastră. Și azi visul nevisat mi s-a născut copil din foi cu sângele albastru. Deci visul, celălalt mod de a fi și de a trăi, existența paralelă, s-a materializat în poezia care i-a dat șansa autodepășirii, eliberării din captivitatea în care se zbătea asemenea unui păsări și încă era ținută prizonieră de citesc fantomele trecutului. Se afla în trenul de, în turnul de jelire, cam așa ați spus în carte. Într-o astfel de situație, iubirea pentru bărbat nu-și mai găsește rostul ei firesc, e o piedică și țâșnește aproape firesc întrebarea cine ești tu, de unde vii. Sentimentul culpabilității pentru timpul pierdut și femeia moartă obosește, așa cum obosește și poeta, comparându-se, ba cu toamna, ba să se refugiază, apare aici alcoolul, ideea că e deja pierdută, sunt tot felul de faze, bine, personajul cărții, și prin vis interesărește locul cu verdeață care aduce adevărata pace sufletească și unde oamenii se îngrămădesc. E superbă toată această frământare a numărului 3, la care îi participă mai mult sau mai puțin conștient toate simțurile, pentru că zice la un moment dat, de ce nu mai miroase astăzi a lămâi, lămâiul fiind, am înțeles, copacul preferat. Numărul 3 va triumfa la pagina 82 în poemul La puterea a treia nepoților mei, în care poeta descoperă șansa nemuririi prin urmași,
ca pe o adevărată cale și dăruirea iubirii din plin. Și haide împreună să unim copilăria-ți fragedă cu a mea bătrânețe, să pot și eu să zbur de-l sublim, iar tu să înveți din Sfintele Poveți. Ar fi foarte multe de spus. O felicit pe Ionica Pantrabur pentru această realizare și îi doresc să fie mult mai multe cărțile pe masă decât aceste două, pentru că știu că poate și ăsta cred că e de-abia un început. Am mai pregătit pentru dumneavoastră, alături de o scuză, ceva. Un mesaj al administratorului virtual al Emisiei Expresia Idei, pentru că dumneavoastră publică și în acest grup. Este vorba de domnul Vasile Rușeții, care își cere scuze că nu poate fi prezent, este la servici. Minutele condamnă sau poezia ca testament în viață. M-am bucurat că și dumneavoastră a văzut tot această poezie ca un testament. În viața fiecăruia dintre noi se simte permanent trecerea timpului către eternitate. Poezia este eternă, dar și nu ceea ce facem pe pământ, de aceea îndrăgim poezia. Așa a gândit probabil și Ionica Pantrabur, aducând cititorilor un nou volum care îi poartă semnătura intitulată sugestiv Minutele condamnă. Incursiunea lirică a poetei începe cu povestea fascinantă de ianuarie, care are și o tentă autobiografică. Autoarea se confesează prin cuvinte simple și sensibile, cum ar fi prizonieră, mă simt închisă într-o fortăreață, mă rog, sunt mai multe lucruri. Sentimentul de incertitudine și nostalgie este accentuat în textul cu titlul Cutia de carton, din care citez, Cutia de carton cu amintiri mi-a răscolit copilăria în minte. Prin urmare, poeta pare captivă trecutului de care încearcă să se rupă, realizând secvențe lirice deosebite. Deși se simte încă puternic atrasă de trecut, ea caută viitorul, nădăjduind totuși firesc în mântuire. Descoperim în cartea Ionicei Pantrabur și momentele de sărbătoare, pete colorate în cenușiul existenței trecute, redate în frumoase texte poetice, care fie că evocă satul natal, fie se adresează mamei sale, trecute neființă, pe care o elogiază și mulțumește că i-a dat viață. Întregul discurs liric al autoarei în acest volum o arată permanent ancorată într-un timp trecut și pierdut, din care cu greu mai găsește energia să spere. Probabil că autora nu pare a crede îndeajuns de mult în Dumnezeu, consideră domnul Rușeții, dar referindu-se în carte la spiritualitatea sa, consideră mai apoi iubirea ca un dar al lui Dumnezeu. Ceea ce nu pare a ști însă este faptul că darul divin este lucrativ. Ea viețuiește captivă într-un spațiu gol, suspendată între cer și pământ, cartea sa putând fi comparată cu strigătul pictorului norvegian Edvard Munch din tabloul cu același nume Strigătul. Cititorul este invitat ca un martor tăcut la observarea acestei stări conflictuale. Și mai sunt foarte, foarte multe lucruri. La sfârșit, volumul Minutele condamnă al Ionicei Pantrabur are ca motiv central destinul uman și ca teme trecerea timpului, timpul trecut și viitor. Erosul sunt foarte multe teme, așa cum spuneam și eu. Concluzionând, recenta carte semnată de poeta Ionica Pantrabur este o reflecție personală asupra lumii, finalizată printr-un avertisment că omul începe treptat să nu mai creadă în nimic, ceea ce nu duce la nimic, și poate fi doar o existență conflictuală și liniară. Iar scrisul poetic nu trebuie să fie o mască veselă a existenței, ci este menit să pună întrebări. Volumul se încheie totuși într-o notă optimistă cu poemul intitulat Eva, din care Vasile Rușeții citează. Dirijând soldații de jucărie, Eva decide modelând idealuri. Complice în tot, nu doar în poezie, naște prunci și potează în valuri. Noi vă felicităm și din partea Asociației Expresia Idei și din partea revistei Expresia Idei și vă oferim o diplomă pentru acest volum. Să vă fie de bun augur. Mulțumim! Mulțumim, doamnei profesoare, pentru expozeul care l-a făcut, pertinent. Și celui care lipsește, știți? Și aș da totuși o mică corecție aici publică. N-a dispărut, s-a dispărut în neființă, ci a dispărut în veșnicie, s-a aplicat în veșnicie. Nu a dispărut deloc. Deci aplicat în veșnicie, nu știu despre cine era vorba. Da, cu asta o mică greșeală. Da. Doamne, domnul Rușeț, nu, trăiești. Da. Și acum, cea care a descoperit-o pe doamna, câteva lucruri. Bună
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Cenaclul de la Roma vă îmbrățișează cu inimă. Iată-ne ajunși aici de la Dunăre, aici la Slăbit Moldova. Suntem doi reprezentanți, Daniela Mihăieș, cu pseudonimul Danny Deep, care a avut lansarea acum mai bine de o săptămână la Brăila, a volumului Trup de Suflet, Trup de Fum, scuzați. Și iată-ne aici la prietena noastră, Ionica Pandrabur. S-a vorbit despre Minutele Condamnă. Eu voi vorbi despre volumul de debut Caută-mă printre rânduri. Cel puțin două stări se fac sesizabile în acest moment. Bucuria participării la acest eveniment și găsirea răspunsului la întrebarea cine e de fapt Ionica Pandrabur. Eu am fost complice, nu? Și martor la începuturile sale de pe controversatul Facebook, care de data aceasta a contribuit pozitiv la nașterea și formarea unui spirit liber, intrat hotărât în îngrenajul poeziei. Volumul de debut Caută-mă printre rânduri este mai mult un jurnal al unei călătorii prin sufletul poetei. Am fost plăcut impresionată de începuturile sale, destul de îndrăznețe, ca punct de pornire a ceea ce avea să se intituleze astăzi poeta Ionica Pandrabur. Volumul de debut este impresionant pentru faptul că emoțiile expuse cu gingășia puierii la începutul lui punctează viața atât de firească pe de o parte și atât de intensă pe cealaltă parte, trezind subconștientul cititorului. De remarcat este că poeta a avut curajul să formeze un spațiu diegetic unde emoțiile, trăirile, euforia, ținându-se de mână, convin prin originalitate. Poezia sa trăiește prin propriul sânge, se aude, se observă, prin tumultul trăirilor de femeie, mamă, soție, iubită. Vino în rânduri, măcată iubite, citește în negura nopții poeme. Forma de exprimare epistolară, ca să spun așa, îi permite autoarei să-și încredințeze marea de dorințe și gânduri hârtiei și lui, iubitului. Am scris pentru tine, eu sunt în cuvinte, năprasnică este ciudată poteca, sfidează destinul cu vorbe ce mint în rânduri măcată, cerneală și pete. Mesajul poemului care dă și titlul volumului, cu sentimente fără artificii, cu o exprimare sinceră și simplă, se materializează pe tot parcursul acestei cărți. Un adevărat puzzle al realității vizibile și invizibile, între un înger și un demon. Natura, religiozitatea cu implicarea divină în ceea ce ține de noi, miracolul vieții. Și iubitul, care de multe ori ia diferite înfățișări, dau substanță versurilor. Sunt multe de spus despre poezia autoarei Ionica Pandrabur și am certitudinea că vom mai auzi de condeiul său atât de promițător și autentic. Am fost martor și de multe ori complice la străpungerea acestui nume nou în lumea poeților. Doar dumneavoastră, lecturând Caută-mă printre rânduri, veți înțelege cine este poeta Ionica Pandrabur. Și nu veți putea, citi Minutele Condamnă fără să lecturați acest volum de debut. Nu pot exista una fără cealaltă. Să crești mare, draga mea! Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru frumoasele cuvinte pe care le-a adresat autoare. Și acum
după ce am început oarece dezbatere, să ascultăm cumva și un pic de muzică, să ne încânte muzica și poezia, merg foarte bine mână-mână și rugăm pe Vasile și cele două fete pe care eu le știu cu mine. Maria și Dimitria. Vă rog, Maria să... și Dimitria. Maria și cu... așa? Să te... cânte. Și să te încânte. Vă trebuie microfonul? Da, ia să Oh,
veșnicie, la tinereții, la frumuseții, la propriu și la figurat. Și acum să rugăm pe domnul Muraru, care este ziaristul nostru din zonă, care știe cam toate, este o enciclopedie, și câteva cuvinte ar dori să spună și domnia sa. Domnul Muraru, vă rog să veniți un pic pentru un microfon. Cu un prenume specific al acelui, Ionica Bancabor, deschide poarta poeziei prin apariția celor două volume, Caută-mă printre rânduri și Minutele condamnă. Autoare prolifică a multor versuri cu un stil sprințat, mereu în căutarea rimii potrivite, cu halul său Ionica Bancabor, nu numai că ne face părtași trăirilor sale lirice, dar și respiră poezie, cu ghilimele. Și versificarea fiecarei clipe pe care o trăiești, în versificarea fiecarei clipe pe care o trăiești, dar și a celor care ireparabil trec. Citez. În cântul pe strune de vrăbii și cuci, răsăritul mi-era lumina din umblet. Copaci înfloreau primăvara în lungi, parfumul de zarzăr, balsam pentru suflet, din poezia Ziua de ieri. Prin versurile sale autoarea, caută răspunsuri la multe întrebări. Citez. Spuneți-mi când, unde s-a născut singurătatea. Sau voi reuși să-i fac să prindă viață, aici fiind vorba de niște flori de iris. Mă întrebam la ce gândești, privind fotografia prăfuită. Ce cred oamenii despre tine? Sunt alte versuri pe care le-am notat. Da. Și de fiecare dată ea se consolează într-un monolog continuu. M-am dus prin ale tale vorbe ce sunt legate prin închipuiri. Sau am sorbit tăcerea din umbre de pași încrucișați ca acele de ceasornic. În versurile sale, Ionica Bancabor este peste tot sfătuitoare și iarnă și vară. Am scris mai direct. Și de multe ori, cel care o ascultă și o înțelege este al doilea său eu, consacrat prin expresia latină alter ego. Unele versuri sunt mai lungi, altele se pierd într-un cotidian nesemnificativ. Pământ și zăpadă e hrană de vieți. Am citat. Poezia sclipește și în titluri. Pofta de verde crud. Cine ești tu, de unde vii? Nu privi ceasul în grindă. Sunt câteva titluri din poeziile doamnei Ionica. Cu o transfigurare foarte abilă, mai vizibilă în volumul Caută-mă printre rânduri, Ionica Bancabor urmărește și un fir bacovian în versurile pe care le scrie. Și citesc. Privesc pe fereastră cum plouă iubite, mi-e teamă de fulger, vreau un veșmânt. Vă aștept toată poezia, că e foarte frumoasă, o găsiți în carte. Cu recomandarea că, să facem și o recomandare, ar putea purifica mai mult starea latentă a trăirilor sale pentru a scrie o poezie mai concentrată și cu admirația că s-a putut face cunoscut în cercurile culturale ale diasporii române, Ionica Bancabor trebuie și poate să persevereze plină de optimism în ascensiunea regăsirii de sine. Și noi mulțumim colecționarului de iluzii. Este cartea pe care a scris-o domnia sa. Și înainte de a zice și eu câteva cuvințele, o felicit într-adevăr pe doamna Cornea pentru descoperire și cred că autoarea va persevera și ne va aduce noi și noi dovezi ale muncii și talentului. Spuneam la început că vârsta nu este, cel puțin în acest moment, un impediment. Am fost la o lansare de carte care se cheamă Labirint în Eden, la Bacău, unde
domnul președinte al Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău i-a spus acestui domn, pe care probabil îl cunoașteți, este vorba de Alexandru Dumitru, acestui poet, care are vreo 10 cărți publicate de poezii și a spus cam așa. Zice, încă mai trebuie, deci ca un poet, să devină detalie substanțială, ca să spunem așa, găsesc alt cuvânt acum, e nevoie de perseverență. Doamna Ionica sau Ionela, că eu nu știu cum o cheamă, păi de aici se vede că într-un loc Ionica, într-un loc Ionela. Ionica. Dar vă arăt practic. Și cite dumneavoastră. Ia citiți aici. Ce scrie sus? Nu, este nevoata mea. Păi eu nu știu ce este. Eu știu, da, este, dar eu știu că este cartea. Coperta. A, bine, păi. Bine. Am înțeles, trebuia. E din capul locului, de cine e? Ionela sau Ionica? Mă rog. Așa. Și întorcându-mă acum la cartea dăbuiei sale, am să spun ceva ce ar trebui să convină tuturor. Chiar dacă ce spun eu acum nu e așa de plăcut. Dar nu este vina celor de aici prea mult, cât mai degrabă a celor înșirați aici. E vorba de lectorul de poezie, este vorba de redactor, e vorba de redactor șef. Păi dacă răsfoim cartea, iertați-mă, dacă ar fi să pun eu o notă așa pentru scris, eu aș pune 2. Cum gătuiți? Deci nu ne este permis nouă să dăm generațiilor viitoare o ciopărțire a scrisului, a limbii române. Asta înseamnă că trebuie să rugăm editura atunci când primim exemplarul de semnal să facă corecturile sau facem noi corecturile și trimitem înapoi la editură să facă corecturile de rigoare. Nu este greșit, nu este normal. Toată cartea este presărată cu așa ceva. Sigur, o scuză pe autoare că este începătoare și, sigur, la un următor volum va ști ce trebuie să facă. Altfel, cartea, într-adevăr, are foarte multe de spus. Autoarea se revoltă, autoarea se frământă, autoarea nu doarme, autoarea propune multe, multe, multe aspecte ale existenței domniei sale, că mai ales tema dragostei este firul roșu care trece prin această carte, prin aceste poezii, dar cu lucruri colaterale, în poezii diverse, pastăruri, elegii și așa mai departe. Deci nu înșir totalitatea temelor, pentru că a spus, nici a motivelor. Sunt foarte multe. Sunt foarte multe inovații pe care le face domnia sa. Vine și cu neologisme pe care le pune unde trebuie. Sigur, sunt și stângăcii, multe stângăcii, dar sunt scuzabile. Eu o felicit și noi să o felicităm pentru faptul că a venit în fața noastră și a prezentat așa ceva. Deci poate mult mai mult decât pot eu să spun. Care sunt un om obișnuit. Dar se vede femeia, diferența, dacă vreți, între femeie și bărbat. Mai multe amănunte, mai multe subtilități, mai multe aspecte pe care le prezintă. Eu am citit cartea, am citit fiecare poezie, nu o să lungesc prea mult aici pentru că au vorbit dumneavoastră destul de frumos despre carte.
Dar iată, am să... Sau poezia se încheie cu Eva, cum mai spusese cineva acolo, și Eva este cea care schimbă destine, este cea care sucește mințile, este cea care îmbunează, este cea care, este femeia, este Ionica, care a trecut prin toate acestea. Și ne le aduce nouă și iarăși felicitări, pentru că s-a dezvelit și ni s-a prezentat pe tavă nouă, că de fapt este sufletul ei. O să nu avea multe însemnări, eu nu lungesc acum, am să rog pe părintele să spună și dumnealui câteva vorbe sau doamna să citească o poezie sau două, că dumneavoastră, ca să spun așa, a fost luat aproape din oală, nu a avut cartea la dumneavoastră, că ne-am întâlnit, ca și aici. N-am avut când să ne întâlnim și să ne vedem, dar ceea ce facem, cred că dumneavoastră înțelegeți foarte bine și o rog pe dumneavoastră să citească. Mai ales că este și frumoasă și cu poezia pe poze. Da, mulțumesc mult. Cred că mai întâi, așa cum a spus un profesor, ar trebui să menționez faptul că până de curând nu știam că o să fiu astăzi aici. Mă întreb și dacă sunt omul potrivit. La locul potrivit sunt cu siguranță, pentru că momentul acesta, contextul acesta, este pentru mine un prilej de încântare și de mândrie. Am mers pe filiera graiului românesc, atât de frământat, atât de chinuit, risipit în toate colțurile lumii, dar iată, nestins, răsat în spuza lucrurilor, poeziei, să ardă mocnic sau să țâșnească așa ca o flacără și să se concretizeze în volum de poezie. Am căutat pe doamna Ionica Bandrabur printre rânduri și mărturisesc că mai degrabă dumneaei m-a găsit în aceste minute care condamnă ignoranța, pentru că de dumneai n-am știut până zilele trecute. Iar de versurile dumneai n-am știut până acum câteva ore. Am venit nepregătită pentru atâta frumos, pentru cât am găsit aici. Să știți că dumneavoastră, cred că sunteți direct responsabilă și părintele și cei care m-au luat de la o activitate cu ele, îi mărturisesc, glumeam venind pe drum și spuneam ce frumos ar fi să fim întâmpinați cu pâine și sare. Nici poveste să găsesc e românească și oameni atât de frumoși, tineri, talentați, pe care, de altfel, i-am mai văzut cu câteva prilejuri și, răsfoind volumul, trebuie să mărturisesc că citind această poezie mi-am format o prejudecată. Aruncată, îmi permiteți, n-am să pot citi ca dumneavoastră, o să mă străduiesc, aruncată din ziua caldă de ieri, în spuza lui, mă simt ca o toamnă. Îmbătrânită-s în veri și în primăveri și agitată-s de omătul din iarnă. Nu am călcat destul tomnic covorul țesut cu fier din vântul rece cu ploi. Nici poezie nu i-am scris, căci dorul s-a încurcat în ița fină război. Aș vrea să mai rămân așa, o toamnă, să tării pașii prin vreascuri și prin frunză, să dansez vals, să cânt tine, Doamnă, să scriu poem, iar tu să-mi fii muză. Pare rău să o contrazic pe doamna, repet și dumneavoastră, e responsabilă că mi-a format o prejudecată, chiar am crezut că o să găsesc o persoană în vârstă și iată ce doamnă frumoasă am întâlnit aici, alături de atâția oameni frumoși. Pentru mine, doamna, așa cum am cunoscut-o astăzi, doamna Ionica Bandrabur, rămâne o vară. Dar o vară răcoroasă pentru că, adică așa cum ne trebuie acum, o vară plăcută care să ne ungă sufletul cu românism și frumos și autenticitate și profunzime. Și să vedeți dumneavoastră cum poezia nu se lasă căutată, găsită. Poetul și poezia e cel care vine în cetatea sufletului nostru. A venit peste mine. Mărturisesc încă o dată. Abia de-am avut prilejul să răsfoiesc
și am găsit două poezii în care mi-am găsit sufletul, pentru că una dintre ele a fost menționată aici cu titlul Ochiul de Iris. Trebuie să fac o mărturisire. Fetița mea cea mare se numește Iris. Motivul acesta mă fascinează. M-a fascinat dintotdeauna. Are atâtea și atâtea semnificații acest simbol. Firește, întâlnind asemenea titlul, n-am putut să nu devorez poezia și nu pot acum să nu o citești în fața dumneavoastră. E foarte frumoasă. Voi reuși să-i fac să prindă viață? Iarna Iris și nu înfloresc, dar mă privesc prin ochiul florilor de gheață, prin țurțuri albaștri, până se topesc. Și mă privesc prin palida lumina lumii greci, întoi de iarnă crudă. Îi chem în casă, lângă foc să vină, să ne iubim în timp ce trup ne udă. Să ne topim la gura sobei calde, privind cum fulgi se scutură din cer și umbra ce pe tăi genunchi scade, sunt eu și Iris înflorit în ger. Să vedeți că ițele încurcate ale destinului, eu cred că nimic nu e coincidență pură. Oamenii sunt meniți să se întâlnească și oamenii care simt într-un anume fel, se găsesc într-un anume timp și într-un anume loc și acum ne-am întâlnit noi astăzi. Cealaltă fetiță a mea se numește Celestina. Și ce credeți? Am găsit și o poezie care se numește Din lumea celestă. N-am să o citesc pe toate, am să citesc trei strofe. Nu sunt decât niște portițe. Cu siguranță, dacă dumneavoastră luați acest volum, vă veți regăsi în cel puțin un vers, în cel puțin o insolită imagine artistică, în cel puțin o metaforă. Spune, merg pe vârfuri, să nu deranjez visul. Din făcătura vrăjii, nopților cu poeme, stau de pază la colț și alung lupul, din urletele crude au prăzit ce geme. Aștept ursitoare din colțul uitate, în timpul străvechi, cu haine de ieri. Centaina nopții și în cânturi curate, prefacă mâhnirea și dorul plăceri. Prefacă iubirea în miros de înaltă, în ploaia verde, în ploaie verde cu fier de rozmarin, curgă cu picuri nebunia cea oarbă, pe trupuri calde în sărutări și chin. Asta am găsit eu aici. Miros de înaltă, de iarbă crudă, am văzut și admir cu toată ființa mea sentimentul autentic pur românesc. Felicitări! Și mulțumesc! Să mai, într-adevăr, să vedem multe alte volume pe altă masă și mai mare decât aceasta. Mulțumim tare mult, doamne profesoare! Să știți că dumneavoastră facem parte din ca și mine, de altfel, iertați-mă așa, am vrut să spun cercul literar George Călinescu de la Onești și acum să încercăm să rugăm și pe părintele, că a spus așa mai la urmă, deși el a fost, dumnealui a fost cel din tâi care a scris aici și eu mă gândeam că dumnealui începe, da? Sper să nu se supere, cel de pe urmă e primit ca și cel din tâi, cu părintele. Mai lăsăm copiii o dată.
Bună ziua și bine v-am găsit. Țin să vă spun ceea ce au spus și alte vorbitorii mei. Am cunoscut-o pe doamna Ionita Bandrabur, dânsa fiind din zona de unde vin eu, dar am cunoscut-o virtual, până în acest weekend, când ne-am cunoscut și s-a fes. M-am frapat întotdeauna versurile dânsii, și din primul și din al doilea volum, fiindcă le-am parcurs pe amândouă. Dar, sincer, vă spun, chiar îi spuneam părintelui Ilie, m-am regăsit cu ceea ce vreau să zic în comentariul pe care l-a făcut doamna profesoară, dacă nu greșesc. Da. N-am reținut numele, nici o scuze. Bentu. Bentu, da. Și voiam, pentru că am zis eu, este ca o... Nu, să asociați. Mulțumesc. Da, dar am plecat în bancă, cum am luat pe surprindere și nu mi-am luat ochelarii de vedere, da. Mulțumesc, ia să vedem. 5. 5, 1, 2, jumătate. Cam așa. 2 jumătate aici. 2 jumătate la aici. Da, vă mulțumesc. Se întâmplă. Da. Vă spuneam, m-a frapat. Dar versurile dânsii, nu știu cum să vă spun sincer, mă frapează prin adevăr. Și nu cred că este unul dintre noi care să nu ne regăsim și ca tineri, și ca adulți, și ca bătrâni, nu știu. Este foarte, foarte mult adevăr. Eu am să vă citesc o poezie ieri și azi, în care dânsa, și vă spun, m-am regăsit în copilăria mea, în aceste versuri. M-aș furișa prin ramuri de copaci, să fur polenul florilor de pe pistil, să-l arunc în câmp cu flori de magi, în amintirea vieții de copil. M-aș furișa în limpeți și reci ape, să-mi ucid picioarele ciodată, fugeau în susul râului să scape de trepuri mici de primă gradă. M-aș furișa în carte, în poveste, cu ai mei nepoți, cei trei năzbătrioși. Copilăria ce astăzi nu mai este, în ea să trăiască curioși. Dar azi, copilăria a fost furată de monștri din desene animate. Nu e nimic din ce a fost odată și jocuri pe islaz au fost uitate. Am spus, m-am regăsit. Mult, mult adevărat. La început, când ne-am cunoscut virtual pe acel Facebook, îi spuneam doamnei Ionita, doamna Ionita, zic, de ce nu vă adunați persoane? Mi-au plăcut, într-adevăr, m-au frapat. Și aveam timp, eu, sincer vă spun, fără să mint, că n-aș avea niciun interes, în Casa de Cultură, versurile dânsii au fost recitite de mine la unele evenimente care au fost, dar înainte de a apare în volum. Deci eu le luam de pe Facebook, le striam, le împărțam și le recitam. Și spuneam atunci, doamne, de ce nu și le adună să publice un volum? A rămas surprins când dânsa mi-a trimis prin poștă volumul, primul volum, la început cu cea mai mare plăcere, pot să spun, pere răsuflate, ca, după o perioadă de, să fiu invitat la minutele condamnă, sau minutele deja condamnă, că așa am găsit în carte, și care este, cred că este crezul poetic al dânsii, așa am găsit în carte, am spus, minutele deja condamnă, o frumoasă poezie, dar nu ne mai lungim, o felicit încă o dată pe doamna Ionita Bandrabur și urez la cât mai multe volume. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim pe doamna. Da. Vă frumos. Daniela Mihaiș. Poeta Daniela Mihaiș. Poeta Daniela. Dani Dip. Mie ești Daniela Dip, mă găsiți pe Facebook. Dani Dip, am lansat cartea Tuc de Fum. Am preferat un pseudonim.
Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, lângă Ionica, care am cunoscut-o ca majoritatea virtual și aseară am avut bucuria de a o întâlni în realitate. Stând la o șuietă, am scris ca să mă uit de emoții, stând la o șuietă cu doamna Ionica, discutând de ale literaturii, poezii, scritorie, mi-a dezvăluit întâmplarea din liceu, unde scrisese o mică compunere inspirată dintr-un vis de noapte. Iată că dragostea pentru scris este o cenă care crește odată cu noi și se dezvoltă hrănind-o cu aceeași pasiune ca în prima zi. Nu e vorba că ni s-a trezit nou acum la 50, 60, 80 de ani să scriem, e vorba că suntem foarte mulți care scriem de mici, care pasiunea pentru scris poate are cum și doamna Ionica Brandabur. În minutele condamnă, Ionica Brandabur adună frumusețea văzută prin ochii maturi și o transformă în basme pentru nepoții ei, folosind delicatețea limbajului care atinge sufletele copilașilor ca o magie. Bunica poetă este bagheta magică care îi poartă spre lumea cu parfum de crini, nevinovată, neatinsă de rău. Poeta își așternă gândurile pe hârtie ca pentru sine, rostindu-și versurile și astfel, precum un diapazon, transmite vibrațiile nouă cititorilor. Felicitări, draga mea, noi așteptăm să crești mult mai mare decât ești aici. Ne-ai încântat cu versurile tale. Înainte de a citi o poezie de a Ionicei, vreau să felicit foarte mult, din tot sufletul, chitara și vocea. Din suflet, vă felicit, iubesc chitara, în liceu am cântat și eu la chitară, am uitat acordurile de emoție, nu pot să vorbesc. Continuați, sunteți geniali. Tu ai o voce extraordinară. Da. Acum să vă citesc o poezie. Am ales o poezie în care Ionica cred că se... asta e a mea? E de desură. De aia nu găseam eu semnul. Așa? Nu e a mea, domnule. Cred că este a mea. Da. Și eu am uitat-o aici. E de ce, domnule? Am emoții, trebuie să ai, nu? Dar doamna. Da, doamna am încurajat-o și văd că stă foarte calmă. Eu mereu... Ce toate răbdare. Deci o problemă. Cu fiecare. Da. Așa sunt eu. Da. Așa sunt eu. Câteodată ciclonul, nebuna femeie ce zboară spre cer. Câteodată dar ploaia prin ropotul zgomotos desprins din tunet și fulger. Uneori sunt ca un clopot de sticlă, sensibil la mici atingeri greșite, spartă în căderi din suflu de mită, în bucăți ce nu mai pot fi lipite. Așa sunt eu, val de mare îmbraznic, sirena în urlet, vrând prețuire, nisipul pe țări încălzit de soare, mă vreau toată gând să umblu în neștire. Felicitări, Ionica! Mulțumim și, în sfârșit, părintele, că tot mai la urmă, mai la urmă. Părinte. Stimat auditorul, cred că am rămas numai eu și doamna Ionica, nu? Da. Să vă rog, da? Dar înainte de asta, aș vrea să mai auzi, cântăm două. Haideți, pentru mine, uitați, ascultă-o, uitați aici. Thank you.
cu muzică Romeo și Julie. Domnul Romeo e primul prieten cu domnul Teleagă, de la domnul Teleagă știm că a spus exact ceea ce. Sunt ca
un neam întreg sub patra fi. Și să ne aduci cu mine cați acasă. Bravo, excelent, extraordinar. Părinte, unde sunteți? Stimați invitați, am încercat să mă profilez, dar văd că nu scap, trebuie să vorbesc. Doamna, vreau să vă spun că doamna Ionica m-a rugat să fiu moderator și am refuzat, pentru că nu am experiența asta, n-am fost decât la o singură lansare de carte, la o fetiță, cu doamna profesor Petroi. Și, într-adevăr, m-am ocupat de editarea unei astfel de cărți. Am stat pe capul celor de la editură, pas cu pas, în fiecare seară vorbeam cu ei și tot n-a ieșit cum am vrut. Așa că nu e vina nici, în cazul unei cărți, nu e vina autoare, e vina celor de la editură care le dau foarte repede, ei au foarte multe de lucrat și nu stau să se aplece asupra fiecărei probleme a fiecărui autor. De asemenea, vreau să povestesc mai mult, pentru că, așa cum vedeți, am făcut prefața acestei cărți la cămintea doamnei Ionica, care, într-adevăr, este de la Fârțănești, de la Galați, dar locuiește aici, are cea mai frumoasă casă din Slănii Moldova, după părerea mea, și este slăniciancă, de aceea o și promovăm, pentru că noi avem o revistă intitulată Izvorul numărul 1, și am căutat permanent scriitori, pentru că noi la revista aceasta avem un principiu. Adică cei din Slănic pot publica orice, iar cei din afară pot scrie numai despre Slănic. Și bineînțeles, căutând autori, căutând scriitori în zona noastră, era imposibil să nu ajung și la doamna Ionica, prin familia Cioban. Doamna este prezentă aici, domnul Viorel Cioban. Și așa cum ați văzut, poate, cei care cunoașteți această revistă, dacă sunt în sală, anii trecuți am prezentat și pe domnul Dumitru Alexandru, la cărui prezentare de carte a fost domnul profesor Iepure. Domnul Dumitru Alexandru a fost comandantul poliției din Slănii Moldova. Deci este și poet, are 10 cărți de poezie. De asemenea, astăzi am invitat pe domnul doctor Rapid Dorel, care are și dânsul vreo 3 romane, dar văd că n-a reușit să vină. Este scriitor, deci avem un polițist, poet, avem un doctor, scriitor, avem acum pe doamna Ionica. Și vreau să vă spun că această prefață pe care i-am scris-o a fost o provocare. De ce? Pentru că eu n-am scris niciodată o prefață unei cărți. Deci, într-adevăr, avem această revistă la care sunt redactor, dar am scris numai articole teologice și, eventual, prezentări, reportaje, să zicem așa. Dar această invitație de a scrie o prefață a fost o provocare, spun, pentru că n-am scris niciodată așa ceva și să știți că această provocare n-a rămas fără răspuns. Am împropit eu ceva acolo, o să citiți dumneavoastră, dar i-am adresat și eu o provocare, doamne, și anume aceea de a alcătui o cântare care la noi se numește priceaznă și care se cântă la Sfânta Liturghie atunci când preotul se împărtășește. Adică este o cântare, ca să vă dau un exemplu, la sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt, cum se numește la sine? Cu Ștefan, cântarea cu Ștefan. Când a fost să moară Ștefan, să o căutați pe internet, este extraordinară, sau alte cântări legate, în general, de Evanghelia zilei. Ei, aici, la Slănic Moldova, având hramul Sfântul Ilie, pentru că primul izvor de apă minerală a fost descoperit în ziua de Sfântul Ilie și Sfântul Ilie este un sfânt al Vechiului Testament, este singurul sfânt din Vechiul Testament care are cruce roșie în Biserica Ortodoxă, adică nu veți găsi alți proroci cu cruce roșie, cu liturghie, să zicem așa, este mai puțin cunoscut și, ca urmare, nu are o astfel de priceaznă. Deci dacă doamna Ionica mi-a adresat rugămintea de a scrie o prefață, eu i-am adresat rugămintea de a
alcătuit o astfel de cântare și s-a întâmplat că dânsa a fost plecat în Italia. I s-a născut al patrulea nipot, nu, doamnă? Și a ajutat-o pe... a ajutat acolo la... Asta am comunicat mai mult pe internet. Deja avem vreo 3 variante și anul acesta am publicat în revista noastră 2 poezii. A venit Sfântul Ilie și încă una, Mărire Sfântului Ilie. Mărire Sfântului Ilie. Și de asemenea o mică prezentare a doamnei, pentru că este fiica localității, este locuitoare. Voiam să vă spun de asemenea că să încheiem într-o notă optimistă, o pildă. O pildă pe care nu o găsiți în Sfânta Scriptură, dar este din tradiția noastră ortodoxă, și anume acea pildă care spune că Mântuitorul, mergând prin Țara Sfântă, însoțit de Sfinții Apostoli, au întâlnit în cale un cadavru de câine. Și apostolii, oameni fiind, au văzut prima dată partea rea. Au spus, ce urât miroase. La care Mântuitorul, atunci când ajunge în dreptul cadavrului, a spus, ce dinți frumoși are. Deși într-un lucru de nimic, Mântuitorul a văzut ceva frumos. Rugămintea mea este ca în astfel de cazuri, că atunci când ne întâlnim cu un om să vedem partea frumoasă, partea bună și să scoatem în evidență faptul că este ceva bun acolo. Am simțit la prezentare, la începutul acestei prezentări, oarecare cucișarea săbiilor, dar eu n-am dorit lucrul acesta, pentru că noi am venit să vedem aici partea bună a Doamnei Ionica. Și atunci când vedem partea bună, atunci suntem cu Dumnezeu. Deci, întotdeauna când ne întâlnim cu un om, să vedem partea bună. Pentru că, vedeți, Doamna Ionica, dânsa a început să compună, eu n-am cunoscut-o de pe Facebook, pentru că nu sunt prezent pe Facebook, a compus aceste poezii pe Facebook, le-a strâns într-un volum, fără nicio prefață, acesta este primul volum, le-a publicat și iată că la al doilea volum, la acest Minutele Condamnă, a cerut ajutorul meu, să zicem așa, i-am făcut această prefață, dar sunt sigur că la cel de-al treilea volum va avea o prezentare mai frumoasă a unui specialist și doresc să aibă cât mai multe volume, cât mai multe cărți, pentru că, într-adevăr, poezia este extraordinară. Și aș termina acest cuvânt cu o lămurire. Pentru că am auzit în timpul prezentărilor faptul că Doamna n-ar crede în Dumnezeu. Și cred că, în calitate de autoritate bisericească sau ca unul care poate certifica dacă un om crede sau nu în Dumnezeu, plecând de la faptul că, în prefață, am scris undeva că raiul dânsei este poezia. Adică am găsit într-o poezie că s-ar refugia într-un astfel de rai. Spune la un moment dat dânsa, dar cu toată strădania sufletul său nu reușește să adune decât neguri, dureri și vise neîmplinite în locul raiului ceresc, preferând un alt paradis. Se întâmplă în cer lucruri ciudate. La locul verdeață toți se îngrămătesc. În vamă așteaptă trupuri mirate, porți larg deschise în rai se doresc. La poartă suflete se îngrămătesc. Lângă un gard de spini singur voi zace, dar cui îi pasă de nu mă primesc. Descoperisem un alt nou paradis, era doar al meu poemul și spinii. Ce poate fi aceasta decât o metaforă? În prefață că, într-adevăr, Doamna crede în Dumnezeu, pentru că are poezii legate de sărbătorile noastre, Crăciunul, Învierea și toate celelalte, deci nu putem spune că nu crede în Dumnezeu, ci toată această strădanie, toate aceste poezii sunt o jertfă închinată nepoților, pentru că așa a început însă să compună poezii, adresându-se sau compunând poezii pentru nepoți. Și aceasta nu înseamnă decât o dorință, un dor de veșnicie, un dor de a trece deasupra timpului. Vă mulțumesc!
Dacă din sală mai este cineva care ar dori să spună ceva sau să recite din versurile Doamnei, dacă nu, să mulțumim tuturor celor care s-au manifestat aici, începând cu cele mai gingașe voci. Mă scuzați, să vă dați, putem să-mi provocăm pe soțul Doamnei să spună ceva despre soția lui. Eu aș fi foarte mândră să am un soț care scrie. Sunt mândru, dar nu vă vorbim nimic. Bine, oricum, mulțumim frumos. Mulțumim... Da. Mulțumim, doamnei Cornea, în mod deosebit, pentru că ne-a făcut să venim aici, doamnei profesoare Bendu, pentru frumosul și delicatul expozeu, părintelui, doamnei care a vorbit înaintea dumnealui și... Dumneavoastră, voi știți și vă folosiți foarte bine. Da, așa. Și în urmă... Sigur, doamne, profesoare, ce te era acum, haide să... Da? Deci, în numele Asociației Expresiei Ideii și a Cercului Literar, a Cenacului Literar George Călinescu din Onești, să o felicităm pe doamna autoare, să o îmbrățișăm, să-i dea Dumnezeu gândul cel bun, să ne invite sau să vină și la Onești, la o ședință sau alta, pentru a citi și dumneavoastră din poezii sau efectiv cu un alt volum. Oricum, rămâne de aici înainte prietena și membru nostru în poezia românească. Aș vrea și eu să zic acest lucru, acest îndemn a lui De la Francia pus în gura lui Ștefan cel Mare, actual treilea, valabil pentru toți care suntem și trăitori în această țară sau diaspora. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-au fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, nu este a mea și nu este a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Vă mulțumim pentru atenție. Doamna Ionica, dacă... Și vreau să încheie total această frumoasă adunare a noastră, nu? Sigur că da. Bună seara. Nu v-am... Mă scuzați, am foarte multe emoții. Vreau să vorbesc foarte puțin despre persoana mea. Nu sunt foarte multe de spus. Sunt fică de țăran, născută în comuna Fărțănești, județul Galați, pe marginea râului Chineja. Am îndrăgit poezia încă de mic copil. Am scris foarte puțin, participând la diferite activități școlare, după care, în urma unor evenimente, am închis totul în cutia de amintiri, care este și în carticică. Dar, deci nu am scris pe hârtie, scriam unde apucam, pe perbaz, la școală, pe bancă, dar nimic concret. Deci, capitolul poeziei era închis. Mai târziu, odată cu nașterea nepoților mei, de fapt, nu cu nașterea, odată cu nașterea nepoților mei, odată cu căsătoria fiilor mei, apărând ginerele, Nora, au părut și răbașe, mici răbașe, urări,
la diferite evenimente, câteva versuri. Dar odată cu nașterea nepoților mei, am început să scriu. Scriam pentru ei, pentru că iubeam orice, totul real. Mai târziu, fiind îndrăgostită de natură foarte mult, foarte, foarte mult, pentru că îmi plac drumețiile, îmi place muntele enorm, am început să diversific, să scriu despre orice. Despre locul natal, despre mamă, despre frunze, despre iarbă, despre flori, despre cer și despre stele. Poezia pentru mine este viața. Eu mă regăsesc, sunt trăirile mele, sunt emoțiile mele. Recunosc, am și lipsuri, dar criticile sunt binevenite. Oricând sunt binevenite și crești, deci sunt constructive. Ce aș mai putea să spun? La îndemnul multor prieteni, Mariana Cornea, domnul Mânză, familiei mele, copiilor mei, care m-au susținut, deși eu nu voiam să public, dar am zis, hai să o fac și pe asta. Deci am publicat primul volum, Caută-mă printre rânduri. În primul volum, ca și în al doilea, după cum au spus și invitații, totul este diversificat. Deci vorbesc despre copilărie, despre drumețiile mele, despre familia mea, părinți, mamă, frați, orice. Al doilea volum este aici cineva de față care mi-a făcut o provocare. Într-o noapte târzie, Mariana Cornea, care este o prietenă de suflet și țin să-i mulțumesc foarte mult, sunt descoperirea dumnea ei și m-a îndemnat foarte, foarte mult să fac pași înainte, m-a provocat și mi-a trimis 3 cuvinte. Fă-mă poezie, minutele deja condamn. Cu aceste 3 cuvinte, minutele deja condamn. Am rămas puțin blocată, dar am făcut poezia. Fapt pentru care am dat și titlul cărții. Am să vă citesc. Așa, mă scuzați un pic, știu pagina, dar sunt și eu emotivă, că toți ceilalți care au vorbit înaintea mea, mulțumesc. Minutele deja condamnă. Un nor de fum joacă în aer. Piesa începută la scenă deschisă, făcând un ghem tors dintr-un caier, cortina trăgând, ieșind din culisă. Norul de fum este un om. Marioneta învârte o cheie și ar fi dorit să devină un pom. Dar este târziu și piesa se încheie. În întunericul dezgustător se simte un ritm, dar fără sens. Minutele condamnă când o să mor și moare și amorul imens. Timpul astăzi nu ține cu nimeni. Dureri și răni, el provoacă într-una. Meschin, sălbatic e pretutinde. Păcat că viața este doar una. Aceasta a fost provocarea Marianei Cornea în acea noapte. Ce aș mai putea să spun despre mine? În afară de cele 2 volume, am mai publicat și în alte antologii la cererea mai multor edituri.
nu aș vrea să le citez, printre care și revista Izvorul numărul 1. Mulțumesc părintelui Ilie Cătălin. Revista și revista Sarea Pământului. Revistă cultural pastorală a orașului Târgu Ocna. Aș putea spune, nu vreau să mă grăbesc, pentru că graba strică treaba, am material încă pentru un volum, dar trebuie muncit și pus la punct așa cum se cuvine. Nu aș vrea să mai adaug nimic, sunt deja emotivă, decât să vă mulțumesc pentru participare. Nu vreau să dau nume, pentru că deja s-au anunțat de 3-4 ori, dar oricum mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit pentru această lansare de carte, pentru care nu am dormit o noapte, nu am mâncat, nu am băut, așteptându-vă pe toți aici să fiți parte din inima mea. Celor, nu celor care doresc, eu voi oferi o carte tuturor. O voi face cadou. Cei care doriți, autograf. Cu autograf, bineînțeles.